Dragii mei, îngăduiți-mi să vă spun din nou bună seara, să aveți gânduri bune și o prezență de un ceas și un pic cu bine în acest loc de închinare. Iată-ne la ultima noastră ceartă. Îmi place să folosesc această expresie deoarece, cu mulți ani în urmă, unul dintre frații mei a hotărât să se căsătorească cu o fată din Germania și să plece din țara noastră. Și părinții mei nu erau de acord cu plecarea lui. Și aud și acum cuvintele mamei care îi sunau așa. Zice, dragul mami, zice, dacă te duci acolo între străini, ai vrea și să te cerți cu cineva și nu o să ai cu cine. Din acest motiv, vă spun că suntem la ultima ceartă și e frumos când omul se mai poate certa, că mai, nu aș mai spune punctul de vedere, da? Așa. O ceartă în sens constructiv, o ceartă care să ne provoace pe toți pentru a gândi viitorul vieții noastre personale, al caselor noastre, un lucru de care de altfel sunt preocupați toți oamenii. Este ultimul popas pentru familie. În fiecare seară, pentru cei care n-ați fost împreună cu noi, am discutat câte un motiv sau ce ar trebui să facă oamenii împreună. După prima seară, ce trebuie să facem împreună toată familia? Să mâncăm împreună. Aseară câți ați mâncat împreună? Hai, mâna sus, așa, curaj, da? Să mănânci. Mare lucru să mănânci împreună. Și mai ales când ești nervos pe nevastă, cum mănânci? Ea mănâncă la o oră și tu la alta. Ei, dacă respecti legea aceasta, înseamnă că și o ceartă dintre tine și nevastă nu poate să țină decât până la masă. Că atunci mănânci împreună și îți trece, nu? După a doua seară, ce trebuie să facă toată familia împreună? Să meargă la târg, la cumpărături. Câți ați fost la Târgu Mureș sau la Cluj, la supermarketuri de în săptămâna asta de când am început? A fost cineva? Ai fost cu nevastă ta? Și cu ăla micuț? Nu, păi da, deci nu trebuia să ridici mâna. Și că am fost împreună, eu și cu nevastă, dar mucea să stea acasă. Nu, păi nu așa, de ei cu tine acolo, pui în coș, îl plimbi, are și el opinia lui, nu? Da, deci într-o casă unde se iubesc, merg toți împreună. Fără a lăsa altceva de înțeles, când îl aveam pe Robert de câteva luni, mergeam cu el la cursuri. Aveam o straiță cu un cadru de metal, îl puneam jos și îl legănam cu piciorul. Și cu mâna asta la altă scriam, la ore, cu colegii mei. Și dacă plângea, îi dădeam cu sticluța, el sugea și eu scriam. Trăiesc încă profesorii, se pot verifica lucrurile astea. Da, deci data viitoare te întreb dacă ai fost cu el, da? Și la cine l-ai lăsat? La părinți? La bunică sa? Nu-i bun. Sper să nu-mi fac dușmani. Așa. După a treia seară, ce trebuie să facem împreună? Cum? Să glumim împreună. Așa, bunicilor, când ați pus ultima glumă la nepoții voștri? Ați pus în săptămâna asta vreo glumă, vreun banc la nepoți? O să ziceți, părinte, dar ce vreți să zică nepoții că am înnebunit? Nici nu vă dați seama ce frumos se așează pe mintea odihnită și curată a copilului câteva glume pe care le zice bunicul. Și le ține minte. Le ține minte și le transmite mai departe, nu? Una dintre cele mai frumoase momente ale zilei este când tata, mama și copiii se adună împreună și spun glume și râd. E foarte frumos. Vă recomand, mai ales familiilor tinere, să împrumutați această artă de a fi fericiți. Da? În următoarea seară, ce trebuie să facem împreună? Unde ne iubim? Cum? A, să n-aveți secrete, deci să aveți toate dezvelite împreună în casă, corect, da? Câte dintre doamne au o groază de lucruri pe care nu le știe bărbațul? Mâna sus, vă văd bărbații, nu puteți zice, nu? Deci într-o casă unde se iubesc, nu există secrete între soț și soție, între părinți și copii, nu? Nici nu vă dați seama din câte situații
nepotrivite vă scot copiii dacă știu toate lucrurile casei, dar ei trebuie câștigați pentru voi și să trăiți împreună. Este un lucru extraordinar de frumos. Da. În următoarea seară ce am zis că fac cei ce se iubesc împreună? Merg împreună la biserică, nu? Nu? Au totul în comun. La tine cum e? Aveți totul împreună, da? Poți să o întreb și pe nevastă ta? A, n-aveți încotro. E clar. Da. E un mare lucru să ai totul în comun. Și vă dau un sfat și copiilor, și părinților, da? Una dintre practicile care fac să fie tot ce e în casă în comun este următorul lucru. Unii dintre voi, emancipați de societatea contemporană, ați creat posibilitatea copilului să aibă camera lui. La noi, în casă, la mine, este o lege. Nu trebuie să o facă nimeni, dar vă spun și vouă. Niciodată, niciunul din copiii mei nu stă în camera lui cu ușa închisă. Nici noi, în camera noastră, nu stăm cu ușa închisă. Tot timpul ușile camerelor sunt deschise. Iar asta transmite un anumit confort familial și o anumită gardă. Mă, nu chiar pot să fac ce vreau, că dacă intră ăsta peste mine. Da? Adică sunt niște lucruri interesante. Și o să vezi atunci că tot ce este în casă devine al nostru. Iar atât copiii cât și părinții sunt și rămân fericiți. Da? Deci nu când intri în camera ta, stimate băiat sau fată, trântești ușa până aici, că aici e a meu. Nu e a tău, e al nostru. Pe urmă am zis că tot în casele în care oamenii se iubesc, se pregătesc pentru cer împreună. Merg la biserică, cum? Împreună, nu? Dragi tineri, băieți și fete, veți vedea pe bunica voastră, săraca trasă ușor de spate, că se îmbrobodește și pleacă la biserică duminica dimineața sau sâmbăta dimineața și o să zice, sărac, ai bătrână, altceva și așa nu mai are de făcut. Nu-i bun. Luați-o de mână și zic, bunica, du-mă și pe mine la biserică. Nevastă, hai du-mă și pe mine să văd unde te tot duci tu să te rogi, da? Când te duci cu toată familia împreună la biserică, ai cu totul alt simțământ în sufletul tău. Și ce-am mai zis că se face împreună în casa în cărora oamenii se iubesc? Cum? Totul se face împreună în casă, nu? Cine spală vasele? Nevasta, ai zis corect. Asta spală vasele, nu? Dacă nu le spală ea, cine le spală? Zică tu, zi eu. N-ai obiceiuri din astea. Trebuie să te pocăiești. Da, da, sigur că da. Deci totul se face împreună. S-a creat un alt model al familiei contemporane. Să nu mă înțelegeți greșit, nu este vorba de preluarea atribuțiilor bărbătești de către femeie și a atribuțiilor femeiești de către bărbat. Nu, ci este vorba aici de iubire. Există situații în care sarcinile pe care le ai ca bărbat te pun în genunchi și așa e de frumos dacă soția te ajută un pic. Și există situații când sarcinile pe care le ai ca soție te pun în genunchi. Și așa e de frumos dacă bărbatul o ajută un pic. Și copiii și așa mai departe. În casa unde oamenii se iubesc, totul se face împreună. În seara aceasta sunt ultimele gânduri pe care pot să vi le mai spun, ce ar merita să fie făcute împreună. Sper să nu-mi pierd prietenii pe care mi-am câștigat sau să-mi înmulțesc vrăjmașii pe care mi-am făcut, da? Dar în seara asta este un lucru mai de-andoaselea, zic eu, în familie. Vedeți, dragii mei, încercam să vă spun în fiecare seară că mai de mult casa era gândită altfel, da? Era acoperișul casei, da? Și de obicei, pe aceeași miezâine, cum se zice în popor, știți ce înseamnă miezâine, nu? Adică, în aceeași curte, da? Locuia bunicul, sau străbunicul, bunicii, părinții, copiii, respectiv nepoții și strănepoții. Și pentru că locuiau împreună, dacă bunicul avea 80 de ani, el știa de acum 80 de ani ce-i bine și ce-i rău.
Și când strănepotul lui, care avea 3 ani, făcea un lucru care nu era bun, bunicul atenționa pe nepot și nepotul învăța de la străbunicului ce e bun și ce e rău. Și dacă acest copil de 3 ani mai trăia 80, deci 80 și cu 80, 160 de ani, același lucru care era bun cu 160 de ani în urmă, era bun și pe vremea acestui copil. Și același lucru care era rău, era rău și pe vremea acestui copil. S-a întâmplat un lucru, spune Toffler, pare mi se. Societatea modernă și postmodernă a spart acoperișul casei. Și ce a făcut? I-a luat pe ăștia bătrâni de tot și i-a dus la azil. A, nu la azil, la casa de bătrâni. Da? Sper să nu fie vorba despre cineva aici, iar dacă este, mă rog, mi-asum tot riscul, da? Un copil care își duce părinții la azilul de bătrâni, mă abțin. Da. Deci a venit societatea modernă și postmodernă și a spart acoperișul. I-a luat pe ăștia bătrâni și i-a dus la azil. Pe ăștia care erau între vârstre, i-a învățat că viața de familie nu e așa cum se știa. Astfel încât ei au creat cameră specială și separată copiilor din casă. Copilul intră în camera lui, închide ușa și stă 6 ore acolo singur. De unde știi tu ce face în cameră? De unde știi? Nu știi nimic. Tu zici că ai făcut un confort, dar tu de fapt ai creat condiția să se animalizeze. Pentru că omul devine om doar prin prezența oamenilor și prin dialog. Deci dacă iei un copil și îl scoți din cadrul oamenilor și din dialog, mai rău decât un animal devine. Și sunt experimente destule în sensul ăsta, da? Așa, pe urmă, de la vârsta foarte fragedă, 14-16 ani, societatea postmodernă a zis că ei trebuie să migreze și să locuiască singuri. Pentru asta s-au făcut anumite locuințe pentru tineret. Și lor când li se naște copii, iarăși sunt separat. Și acum, când se întâlnesc ăștia patru, bunicul, cu oamenii de vârstă mijlocie, copii și cu nepoții, zici că s-au întâlnit 4 fiare sălbatice. Pentru că niciunul nu are aceleași valori. Bătrânul știe că pe vremuri când intrai într-un loc trebuia să-ți iei pălăria din cap, ăștia l-ar să uită și bă, stai de pe altă lume, ei l-ați nici nu auzit că se purta pălărie și ei l-ați nici nu știu că există bătrâni. Și te miri. Deci un copil de 4 ani se uită la tine și vorbește cu tine într-un mod jenant de nepoliticos. Acoperișul casei a fost spart. Ce fac în schimb oamenii care se iubesc împreună? Cei care doriți să vă salvați onoarea și omenitatea, aș vrea să vă spun în seara asta câteva lucruri pe care ar trebui să le faceți împreună. Se creează tot felul de facilități ca să plece copiii tăi în excursie. Și abia aștepți să le faci geanta, să pleci în excursie ca ce? Să mai răsufli un pic. Oamenii care se iubesc nu fac așa ceva. O familie în care oamenii se iubesc, când există o excursie pentru copii, părinții se duc cu copiii împreună. Buchisești bani așa după ce i-ai trimis pe ei într-o tabără să-ți faci ție rost de niște bilete ca să mergi și tu un pic la mare pe 10 zile și copiii ți-i lași unde, mă? La bunici, nu? Într-o familie unde oamenii se iubesc, se duc pentru alea 10 zile împreună. Tata, mama și copiii. Am trăit de o chestie pe care o repet uneori, sigur, poate că sună straniu. Eu am crescut în Solovăstru, un sat de oameni simpli, țărani, așa sunt și eu, și noi am crescut toți într-o cameră. Aveam casa cu o cameră, verandă și camera din față se numea. Acolo te pune numai când ești mort. Știți, da? E camera din față.
Și noi am crescut în camera aceea, unde era tata, mama și noi trei copii, trei băieți. Și seara când era ceremonialul de a ne spăla, ducea spălătorul de afară în care se punea un lighean, pe soba din aceeași cameră se încălzeau ala cu apă, se turnea în lighean și ne spăla. Și noi eram micuți și ne uitam la tata cum se spală și cum dădea pe aici, și pe aici, așa, și ne uitam și făceam și noi să iasă cam cum vedeam la el. Și când am ajuns eu, tată, și pentru condițiile erau altfel, am stat într-o zi și m-am gândit, mă, oare băiatul meu să știe spăla? Că doar el nu m-a văzut niciodată, că eu m-am băgat în baie să spăl, îi străgeam ușa după el. El nu m-a văzut pe mine cum mă spăl ca bărbat. Cine știe, zic, se spală ca o femeie, ce minune, cum o fi? Și într-o zi mi-am luat inima în dinți, era de vreo 14 ani și am zis, bă, tata, nu vreau să te supăr, mă lași pe mine să mă uit, să văd cum te speli, că te vede vreo femeie și râde de tine. Da, este, voi credeți că e aiurea, dar nu e aiurea de tot. Nu e aiurea deloc, nu? Și m-am uitat, am văzut cum dă cu mâna și așa mai departe. Bă, un bărbat, un doșul, văd, e bărbat, mână. Nu știu dacă mai face, că dacă nu vezi de mic. Și după aia te miri, te uiți la el, bă, e băiat, o fi fată. În casa unde oamenii se iubesc, merg împreună. Sunteți aici oameni care nu aparțineți bisericii noastre, și copiii voștri merg în locuri de distracție. Ca preot, vă spun că nu-s bune locurile acestea, dar nu asta este în discuție în momentul acesta. Îți merge seara la discotecă fata ta sau băiatul tău. Din punctul tău de vedere nu-i nicio greșeală. Am înțeles. O să zici că stâmpit. Du-te cu ea la discotecă. Da. Te pui tu pe un scaun acolo și mormăiești și vezi cum dansează, cu cine dansează. Prezența ta, când știe fata ta că și tu ești acolo, îi transmite ceva. Siguranță pe de o parte în cele ce se întâmplă, o ușoară jenă de a nu-și permite orice. Iar chestia asta o formează. Sigur că acum dacă începi o să fie aiurea de tot. Dar ce ți-o vii, mamă, vii cu mine la discotecă, te-ai stricat de cap, nu? Cei care aveți copii mici, puteți întâmpina situațiile acestea. Cei care sunteți deja cu copiii mari și n-ați făcut acest lucru, trebuie să le cuceriți încrederea. Sau merge băiatul vostru undeva, mergeți împreună cu el. Nu stai acolo călare pe el. Vezi de treaba ta că ești bătrân acolo. Dar faptul că ești în preajmă și ești împreună cu copiii tăi și copiii cu părinții lor, creează o anumită ambianță familială care o să vă dea fericire, o să vă dea liniște în casă și niciodată nu veți plânge nici pe coridoarele spitalului, nici pe coridoarele tribunalelor și nici pe coridoarele primăriilor. Ci veți spune în copiii voștri un lucru sfânt pe care ei îl vor păstra. În casa unde oamenii se iubesc, în toate locurile de agrement se merge împreună. Sună rău. Nu? Da. Iubiții mei oameni, mă opresc aici, aducându-vă din nou aminte că familia nu este o invenție de natură umană. Când Dumnezeu a decis să facă cel mai frumos segment al creației, dacă vă uitați în Sfânta Scriptură, a făcut pământul, cerurile, stelele, lumina, întunericul, toate păsările, toate viețuitoarele mării, copaci, flori, tot. Și după ce a terminat toate lucrurile acestea, și-a propus Dumnezeu să facă un lucru care e cel mai frumos. Și de această dată nu și-a folosit imaginația artistică. Și a zis așa, dacă vă uitați în Scriptură, în Genesa, capitolul 1, a zis, vreau să creez ceva și să mă iau pe mine de model. Și când s-a luat pe sine de model, Dumnezeu a creat omul. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Deci familia, scumpii mei oameni, este o reprezentare, nu știm exact dimensiunile în care, dar bărbatul și femeia împreună cu copiii este o reprezentare a ceea ce este Dumnezeu. Și într-o casă unde oamenii se iubesc, se vede chipul lui Dumnezeu și oamenii aceștia merg peste tot împreună.
Vă doresc o asemenea casă și o asemenea fericire. Dumnezeu să fie cu voi. Amin.